S-au tras focuri de armă în Maramureș. Polițiștii de frontieră au fost nevoiți să recurgă la focuri de avertisment pentru a reține mai mulți contrabandiști. Polițiștii au confiscat peste 4.000 de pachete de țigări provenite din Ucraina. Mai mulți bărbați transportau colete voluminoase de la frontiera de stat către interior. Depistați de polițiști, aceștia au încercat să fugă, abandonând coletele. Însă polițiștii de frontieră au tras focuri de avertisment. Doar o persoană a fost reținută în urma acțiunii, și anume un cetățean ucrainean de 34 de ani. Autoritățile au descoperit 8 colete care conțineau 4.000 de pachete cu țigări de proveniență ucraineană. În momentul de față sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trecere ilegală a frontierei de stat și contrabandă.